Atenție la produsele pe care le cumpărați în timpul verii. ANSVSA a scos din circulație mai multe produse în ultimele zile și avertizează românii care le-au cumpărat deja să nu le consume. E vorba despre mai multe tipuri de înghețată comercializate la Cora, Mega Image, Auchan și Penny, care conțin substanțe periculoase. De asemenea, a fost retras de pe piață și un desert cu miez de bezea comercializat la Cora, ce substanțe conțineau și care sunt pericolele la care sunt expuși consumatorii. Ne spune chiar acum Mihai Ponea, directorul ANSVSA. Bună ziua, domnule Pone. Bună ziua. Despre ce substanțe este vorba și cât de periculoase pot fi ele pentru consumatori? Este vorba despre o depășire a oxidului de etilenă în produse, cum ar fi înghețata, acel desert, în susan. Ieri s-a retras un transport de semințe de susan dintr-o țară terță cu depășirea oxidului de etilenă, iar astăzi s-a constatat din câteva supermarketuri prezența de oxid de etilenă într-un desert. Am și postat de urgență pe site și toți consumatorii care au achiziționat acest produs să-l returneze de îndată la magazin sau să-l distrugă. Este vorba doar de 10 bucăți care au fost comercializate către consumatorul final, restul fiind retrase încă din depozit. Se constată în această perioadă o creștere semnificativă a probelor cu depășit de oxid de etilenă. Chiar astăzi din nou s-a constatat prezența oxidului de etilenă într-un alt sortiment de înghețată, iar cele care au fost pe piață în ultimele zile au fost retrase de către inspectorii ANSVSA. În ce context se constată aceste depășiri? Se constată în contextul măririi frecvenței controalelor la nivel european, pentru că se constată o îngrijorare în România cât și la nivel european a utilizării de către alte state a oxidului de etilenă. Oxidul de etilenă este un produs chimic care se utilizează ca și dezinfectant, este un puternic bactericid, virucid, dar dacă el ajunge în aliment, poate fi periculos prin consumul pe termen lung, poate fi chiar cancerigen, au constatat unele studii, și peste limita legală admisă totul se distruge, se retrage, se distruge. Ce au de făcut consumatorii dacă constată că au cumpărat un astfel de produs și l-au acasă? Consumatorii, dacă constată că acel produs care este pe site-ul ANSVSA pus la produse periculoase, să îl distrugă de îndată sau să-l returneze de unde l-a achiziționat pentru a-și primi banii înapoi. Iar în contextul în care deja l-au consumat, se impune un control medical sau nu? Nu se impune. Îngrijorarea consumului produselor cu oxid de etilenă este pe termen lung sau în cantități foarte mari. De exemplu, dacă consumăm 100 de înghețate odată, poate deveni, este toxic pe moment. Dar este de evitat acest lucru, studiile arătând că pe termen lung, prin consumul prelungit a acestor produse, pot produce efecte de tip cancerigen și alte efecte negative.